Salutare, sunt Robert și vreau să vă explic o chestie pe care a anunțat-o Facebook și anume că va permite conectarea de conturi multiple sau un utilizator cu mai multe conturi, o chestie care există la momentul ăsta pe Facebook și că acele subconturi vor fi conectate cu contul principal și fac asta pentru a îmbunătăți prezența pe rețeaua socială. O să vă explic de ce fac asta, pentru că nu știu dacă știți, probabil că unii dintre voi știți, eu de ceva timp mă ocup de chestia asta, rețele sociale, și nu mă ocup doar prin prisma faptului că am dezvoltat TOC, pentru că TOC e o rețea socială, dar mă ocup și prin prisma faptului că sunt cumva fascinat de chestia asta, încă de mult timp, de foarte mulți ani. Rețeaua mea socială principală a fost LinkedIn. De acolo am undeva la 25.000 de oameni cu care sunt conectat. LinkedIn a picat în ultima perioadă, în sensul în care au băgat niște algoritmi acolo, în care posibilitatea de a face reach-uri organice destul de mari s-a diminuat drastic. Și atunci am renunțat. Asta este unul din motivele pentru care am creat TOC. Da. Bun. Există o teorie a rețelelor sociale. Și teoria rețelelor sociale nu se referă numai la rețelele sociale astea de pe internet, este studiată de foarte mult timp fenomenul ăsta a rețelelor sociale prin prisma sociologiei. Este studiat de pe la 1600-1500, da? Au fost făcute studii destul de vaste. Sunt niște autori francezi, de exemplu Dirkheim e unul dintre ei care studiază fenomenul ăsta. Fiecare studiază din diverse perspective, pentru că trebuie să înțelegeți că fenomenul ăsta al rețelelor sociale și al dinamicii rețelelor sociale e unul extrem de complex și extrem de vast. Bun. Teoria rețelelor sociale este foarte simplu. Apropo, pentru cei care vreți să aflați foarte multe despre chestia asta, am făcut un nou canal de YouTube, se cheamă Cum să devii influencer și acolo povestesc foarte multe despre rețele sociale și despre lucrurile care stau în spatele rețelelor sociale. Pentru că sunt niște lucruri foarte interesante care, în momentul în care înțelegi, ți se deschide un pic orizontul așa și vezi lucrurile într-o cu totul altă manieră. Bun, să revin, să vă explic de ce face Facebook asta. Teoria asta a rețelelor sociale zice că oamenii se grupează în principal după niște criterii. Adică își creează niște rețele, da? De exemplu, rețeaua de prieteni, rețeaua blocului, rețeaua orașului, rețeaua de la muncă. Da? Unele dintre rețelele astea sunt rețele forțate, altele sunt rețele naturale. De exemplu, rețeaua de la muncă e rețea forțată. Dar de ce? Pentru că ești forțat să fii prezent acolo. Forțat între ghilimele, da? Înțelegeți despre ce e vorba. O rețea naturală este rețeaua prietenilor, de exemplu. Este o rețea pe care o formezi tu și accepți să intri sau nu accepți să intri în aia. Bineînțeles că și în aia de la muncă poți să faci asta, numai că în anumite situații nu o poți face. Da? Deci, zice că oamenii se grupează după niște criterii. Unul dintre ele este criteriul de sex. Dacă o să vă duceți, de exemplu, la conferințe, o să vedeți că acolo, în pauze, se adună femeile cu femeile, bărbații cu bărbații. Fel se întâmplă la petreceri. Da? Este o rețea naturală formată ad hoc acolo pe criteriul de sex. Da? O a doua... Trebuie să dau asta de aici, că cred că nu se vede bine. Un al doilea criteriu după care se formează rețelele sociale este cel geografic. De exemplu, faptul că ești în același oraș sau în același cartier cu cineva, ești parte din rețeaua geografică a cartierului respectiv. Și o să vedeți, de exemplu, chestia asta foarte bine pe Facebook, pentru că dacă o să intrați în zona de grupuri, o să vedeți acolo că foarte multe grupuri sunt create pe oraș, regiuni, județe. Da? Este un criteriu de formare a unei rețele sociale. Unul foarte puternic. Al treilea criteriu de formare a rețelelor sociale este cel bazat pe idei. Da? Și aici este o întreagă teorie, nu o să intru foarte mult în ea, este ceea ce vrea acum să facă Facebook. Da? Adică oamenii se adună în niște rețele sociale, de exemplu aici pe YouTube. YouTube este o rețea socială care promovează rețelele, care promovează rețelele sociale care se formează în jurul ideilor. Da? Față de Facebook, de exemplu, care era o rețea socială care promova conexiunea între prieteni, conexiunea între oameni. Da? Adică o rețea socială de prieteni. Cam asta a fost principiul fundamental pe baza căreia s-a creat și după aia a început să se extindă și să se dividă pe celelalte criterii ale teoriei rețelelor.
Asta încearcă să facă Facebook acum. De ce? Pentru că fiecare dintre cei care sunt prezenți acolo au mai multe zone de interes. Una este zona personală, da? În care pui filmulețe de la piscină, de la cu mașina, de la concediu din grătarul cu prietenii, da? Alta este zona profesională. Cei care sunt în zona, în rețeaua socială personală, e foarte greu să interacționeze cu cei care sunt în rețeaua socială profesională. Și ăia din rețeaua socială profesională vor fi deranjați dacă le văd postări din rețeaua socială personală când ai fost la grătar și ai mâncat 10 miși și te-ai scălâmbăit pe acolo. Da? La fel se întâmplă și în partea cealaltă. Cei din rețeaua personală sunt un pic deranjați de subiectele din rețeaua profesională. Sau, de exemplu, astea de politică pe care le fac eu. Da? De exemplu. Cei de la job probabil că nu vor să vadă chestiile astea de politică. Nu-i interesează. Da? Este iar o altă teorie a rețelelor sociale în care spune că e foarte greu să muți oameni într-o rețea socială în alta, pe care vă explic foarte bine pe canalul ăla cum să devii influencer. Da? Bun, asta face Facebook acum. Adică creează subrețelele astea în care tu să poți să-ți divizi și să poți să-ți creezi niște subrețele bazate pe interese și pe idei. Da? O chestie care nu puteai să o faci având contul personal și atunci erai obligat să faci un alt cont. Asta se întâmplă și pe YouTube. YouTube face asta de mult timp, pentru că, de exemplu, eu am aici 3 canale, 4 canale. L-am pe ăsta în care vorbesc despre politică, l-am pe cel de management logistic specialist în care vorbesc despre management, logistică, un pic de dezvoltare personală. L-am pe ăsta cum să devii influencer, mai aveam unul cu Excel în care am încercat să duc oamenii acolo, pentru că eu am realizat de mult chestia asta că oamenii nu sunt interesați de subiecte altele decât cele pentru care au venit ei acolo. Da? Asta este motivul pentru care Facebook face treaba asta. Trebuia să o facă de mult dacă mă întrebați pe mine, pentru că teoria rețelelor sociale spune că oamenii se grupează în mod natural după astfel de chestii. Mai sunt și alte chestii după care oamenii se grupează în mod natural. Chestii pe care vi le dezvolt acolo pe canalul ăsta cum să devii influencer. Vii acolo doar dacă ești interesat, că dacă nu ești interesat nu o să fie niște subiecte foarte interesante pentru tine. Eu îți explic acolo pe canalul ăsta foarte mult din teoria asta rețelelor sociale și cum se aplică ea. Da? Pentru că sunt lucruri foarte interesante. La fel pe TOC am un episod pe care l-am început acolo în care discut despre teoria rețelelor sociale. De exemplu, o chestie foarte interesantă, ca să vă fac curioși un pic, este faptul că au existat niște studii care au zis că rata sinuciderilor, de fapt, oamenii ajung să se sinucidă în momentul în care se întrerup toate conexiunile sociale pe care le au. Adică în momentul când au ieșit din toate rețelele sociale pe care le au și au întrerupt conexiunile sociale și pe măsură ce îmbătrânești se întâmplă lucrul ăsta, pentru că ești din rețeaua socială de la serviciu, ești din rețeaua socială a prietenilor, pentru că acolo se întâmplă o chestie naturală, foarte mulți din ei mor, ți-e greu să faci alte legături, mai ales în ziua de astăzi. Intrați pe canalul ăla că o să vă explic de ce. Am vreo 6 filmulețe acolo, n-am ajuns încă la chestia asta, dar o să vă explic de ce. Așa că un om, în momentul în care și-a întrerupt legăturile sociale și-a tăiat toate contactele sociale, natural sau nu, pentru că lucrul ăsta se întâmplă natural sau nu, în momentul ăla intră în depresie, având niște chestii de depresie deja formate și are șanse foarte mari să se sinucidă. O să vorbesc și despre meta, pentru că meta este gralul rețelelor sociale. Este mama rețelelor sociale. Da? Într-un alt episod care urmează după asta. Mulțumesc, la revedere!